domnule ambasador, domnule director general, doamnelor și domnilor, cu câteva minute mai înainte am trecut prin expoziție și vă mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult, trecare s-o cotesc de datoria mea, ca de la bun început, să-i felicit pe cei care au avut inițiativa, pe cei care au organizat, pe cei care au realizat această expoziție, între care, sigur, sunt și câțiva studenți și studente de la Facultatea de Istorie a Universității din București și mă bucur pentru acest fapt. În urmă cu vreo 15 ani, eu am publicat o carte care se intitula Viața cotidiană a românilor. Și această expoziție poate fi primită și sub acest unghi. Și vă îndemn să o faceți. De exemplu, în legătură cu vestimentația și moda. O să vedeți cum erau îmbrăcați bărbații, cum purtau joben, cum doamnele purtau rochii foarte lungi și pălării cu goluri foarte largi, cum militarii aveau o uniformă festivă, foarte elegantă și impozantă. Să vedeți, mai ales din filmul care rulează, Constanța anului 1914, care se deosebește în bună parte de Constanța de astăzi. La vremea respectivă, cazinoul era strălucitor. Astăzi, cine merge în Constanța, vede că este într-o situație deplorabilă. Astăzi, piața numită Ovidiu nu mai amintește nimic din imaginile din 1914. S-a reamenajat zona din fața muzeului și este un lucru foarte bun. Sigur, aș putea să mă refer la Cuibul Reginei, acea clădire construită la solicitarea reginei Elisabeta, care iubea marea și care a dorit să aibă o vilă construită după ideile ei, ea era foarte romantică, chiar în port. Sigur, acea vilă cu timpul a cunoscut alte destinații, la un moment dat era folosită de administrația portului, dar acum este un muzeu și un muzeu foarte frumos. Sigur, am putea discuta despre relații de familie. De exemplu, faptul că principele Nicolae, cel de-al doilea fiu al perechei princiare Ferdinand Maria, a fost botezat de țarul, împăratul Nicolae al II-lea al Rusiei. De aceea i s-a dat numele Nicolae, așa spune regina Maria în memoria ei. Sigur, a fost și ideea căsătoriei lui Carol cu una dintre fiicele țarului, Olga. Tot regina Maria spune că în martie, dacă am reținut bine, 1914, oricum cu câteva luni înainte de vizita țarului la Constanța, au mers să se cunoască tinerii mai bine. Nu a fost acea atracție care să poată duce la căsătorie. Sigur că poate, dacă s-ar fi știut ce se va întâmpla cu familia imperială, inclusiv cu prințesa Olga, situația ar fi fost cu totul altă. Dar, sigur, istoria își urmează cursul ei. Eu văd această expoziție și, din câte știu, ea a fost gândită cu mai multe luni înainte, ca o activitate ce se înscrie în rândul manifestărilor prilejuite de centenarul declanșării Primului Război Mondial. Se organizează în Europa zeci și sute de manifestări consacrate acelui eveniment cu desprinderea lecțiilor necesare. Vizita de la Constanța a fost, de fapt, cea de-a treia a unui țar, a unui împărat rus,
în România. A fost că mai întâi Petru I, care l-a vizitat pe domnitorul Dimitrie Cantemir la Iași. Cu acel prilej s-a convenit asupra luptei comune împotriva otomanilor și după înfrângerea de la Stănilești în 1711, domnitorul Cantemir s-a retras în Rusia și a devenit un personaj important la Curtea Imperială. Osemintele lui Cantemir au fost returnate în 1935 împreună cu o parte din tezaurul românesc. A doua vizită a fost a țarului Alexandru al II-lea în drumul său spre sudul Dunării în 1877, când s-a desfășurat războiul ruso-româno-turc. Cu acel prilej, întâlnirea domnitorului cu țarul, cu împăratul, a avut loc la Ploiești. Și a fost oferta lui Carol I ca armata română să participe alături de armata rusă la ostilități, România proclamându-și independența și dorind să o consfințească pe câmpul de luptă. Țarul n-a socotit necesar în acel moment, dar după câteva luni a solicitat participarea armatei române și mai mult decât atât a încredințat domnitorului român Carol I comanda trupelor ruse care luptau împreună alături de cele române de la Preda. Și în sfârșit este aceasta a treia vizită la Constanța a țarului Nicolae al II-lea, care aparent avea aspectul unei vizite de familie, o vizită de vacanță, când în realitate ea a avut o semnificație cu totul excepțională, pentru că s-a demonstrat public faptul că România nu mai merge alături de puterile centrale, cu care avea din 1883 un tratat de alianță cu Germania și cu Austro-Ungaria, ci este decisă să meargă alături de Antantă pentru eliberarea Transilvaniei. Iar faptul acesta a fost cu atât mai evident în momentul în care ministrul de externe rus, Sazonov, a rămas câteva zile în România pentru a discuta cu primul ministru Ionice Brătianu și apoi au făcut o vizită pe Valea Prahovei și, ca din întâmplare, au depășit granița de la Predeal, acolo era granița Austro-Ungariei, dar gestul avea semnificația lui și chiar atunci, în epocă, a fost subliniat ca atare. Așa încât această expoziție este o panoramă, aș spune, a unei societăți, a unei evoluții a relațiilor dintre România și Rusia, dar este în același timp și o perspectivă, o perspectivă care avea să ducă la Marea Unire înfăptuită în 1918. Încă o dată, felicitări realizatorilor expoziției.